Bună ziua, sunt Ciprian de la șarturiale.ro și în acest videoclip vom despacheta împreună cel mai tare router de la Linksys, modelul WRT-1900AC. După cum vedeți, cutia este destul de mare și impresionantă, demnă de un dispozitiv scump precum acesta, dar haideți să vedem ce este înăuntru. Când deschidem cutia, vedem imediat routerul. După cum vedeți, este un dispozitiv foarte, foarte mare și impresionant, cel puțin ca aspect. Pe laterale, ambele laterale, avem locurile în care șurubăm antenele. De asemenea, vor mai merge două antene și în spate, pe fiecare margine. Din punct de vedere al conectivității, avem patru porturi pentru Ethernet, pentru conexiune prin cablu, cablu pentru conexiunea internet, un port USB 3.0, un port USB 2.0 și SATA, butonul de pornit oprit, butonul pentru resetarea routerului și locul în care introducem alimentarea de curent. Cam atât în ceea ce privește acest dispozitiv. Haideți să vedem și altceva mai este în cutie. Dacă continuăm, vedem manualul pentru instalarea rapidă. În spatele lui, ascunse foarte frumos, sunt cele patru antene care vor fi montate pe router și în spatele lor, dacă deschidem mai departe, putem vedea cablul de rețea, cablul pentru alimentarea curent și alimentatorul pentru curent. Celelalte sloturi, după cum puteți vedea aici, sunt goale, nu avem altceva în pachet. Cam atât cu prezentarea noastră de astăzi. Vom testa acest router în următoarele câteva zile și vom publica recenzia pe site-ul nostru șarturile.ro, așa că nu ezitați să o citiți atunci când va fi publicată. Vă mulțumim, la revedere!